Bună dimineața și bine v-am regăsit la Matinalul Ieșean. Eu sunt Ana Maria Rusu și după cum bine știți și astăzi ne bem cafeaua alături de invitați care au să ne spună lucruri deosebite. Până atunci, haideți să vedem ce se mai întâmplă prin lume. OpenAI a anunțat la începutul săptămânii că intenționează să oprească utilizarea uneia dintre vocile sale ChatGPT, despre care actrița Scarlett Johansson spune că sună straniu de asemănător cu glasul ei. Este a doua oară în decurs de un an când Johansson este în mijlocul unor scandaluri legate de folosirea ilegală a imaginii sale de către inteligența artificială. În 2013, actrița a jucat în Her, un film premonitoriu despre un bărbat care se îndrăgostește de o asistență virtuală bazată pe inteligența artificială. Pelicula a fost revoluționară la vremea respectivă, vocea asistentei aparținându-i lui Johansson. Deși specialiștii în tendințe preconizau încă de atunci impactul pe care îl va avea inteligența artificială în viața cotidiană, nimeni nu se aștepta să fie atât de prezentă acum cum a devenit în perioada pandemică. În timp ce OpenAI neagă faptul că vocea în cauză ar fi fost menită să semene cu Johansson, actrița a declarat într-o declarație oferită publicației Entertainment Weekly că directorul general al OpenAI, Sam Altman, a contactat-o în septembrie și a rugat-o să dea voce programului ChatGPT 4.0, deoarece a considerat că vocea ei ar fi reconfortantă pentru oamenii reticenți față de tehnologie. Invocând motive personale, ea a refuzat. 9 luni mai târziu, prietenii mei, familia și publicul larg au remarcat cu toții cât de mult seamănă cu mine cel mai nou sistem numit Sky. Când am auzit demo-ul lansat, am fost șocată, furioasă și neîncrezătoare că domnul Altman ar lansa o voce care sună atât de ciudat de asemănător cu a mea, încât cei mai apropiați prieteni ai mei și agențiile de știri nu au putut face diferența, a spus Johansson. Airbnb a lansat recent o campanie de vacanță pentru 2024 în care utilizatorilor le sunt oferite diverse oportunități de a se caza în unele dintre cele mai interesante locuri din lume. Denumit Icons, programul oferă experiențe unice în domeniile artei, muzicii, filmului, sportului, televiziunii și nu numai. Prin intermediul Icons, utilizatorii se vor putea caza în locuri care nici măcar nu ar fi fost luate în calcul până acum ca spații ospitaliere, precum camera cu ceas de la Muzeul Orsay din Paris. Experiența va fi gratuită, cuprinde activități VIP, masă, cazare și transportul rămânând la latitudinea călătorilor. Norocoșii câștigători se vor putea bucura de o cazare unică pentru prima dată și pentru o singură noapte celebră. Camera a ceasului va fi transformată de designerul Mathieu Lenoir într-un dormitor de lux. Spațiul va fi adaptat pentru a oferi toate facilitățile necesare, iar oaspeții vor avea șansa de a dormi înconjurați de operele celor mai mari pictori impresioniști. După o noapte petrecută în muzeu, vizitatorii vor servi o cină pregătită de șefi parizieni și se vor putea bucura de deschiderea Jocurilor Olimpice chiar de pe terasa privată a muzeului. Ceremonia va avea loc pe Sena pe 26 iulie. Stimați telespectatori, acum vă invit să urmărim împreună ce putem face astăzi și să vedem agenda culturală a zilei. Fata moșului și fata babei, Ana Heghi și So Trupa. So Trupa vă propune o nouă poveste într-o montare veselă, un spectacol muzical în care spectatorii devin parte din poveste. Vă invităm să dansați și să cântați alături de noi într-un spectacol magic plin de energie și bucurie. Nu contează ce averi ai, pentru că munca cinstită este cea mai mare comoară. Un suflet bun învinge mereu, indiferent de situația materială. Prietenia și calitățile celor din jur le descoperi prin dragoste și acceptare, a spus Iulian Sandu. Ateneul Național din Iași, alături de Palatul Culturii, vă invită să fiți alături de noi într-o nouă serie de experiențe unice dedicate iubitorilor de muzică de calitate, într-un cadru elegant și în compania extraordinară a unor interpreți de excepție. Continuăm seria concertelor desfășurate în holul de onoare al Palatului Culturii, marți pe 18 iunie 2024, începând cu ora 19,
cu flautistul Ion Bogdan Ștefănescu și prietenii săi. Invităm publicul la Jazz Parale. Flautistul Ion Bogdan Ștefănescu împreună cu partenerii săi de scenă, Sorin Petrescu la pian și Doru Roman la percuție, invită publicul din România la o nouă ediție a turneului național Flautul Fermecat și totodată lansează pe piața muzicală un nou spectacol denumit Jazz Parale. Asaltul lupilor Family. Pregătește-te pentru o experiență unică alături de cei dragi. Asaltul lupilor Family, cea mai iubită cursă cu obstacole și noroi din România, dedicată familiilor cu copii, revine în forță cu a 10-a ediție. Sâmbătă, 15 iunie 2024, te invităm la o zi plină de adrenalină, distracție și momente de neuitat. Nu este o competiție, ci o aventură. La asaltul lupilor Family nu cronometrul contează, ci satisfacția de a depăși obstacolele împreună cu cei dragi. Traseul de aproximativ 3 km pune la încercare spiritul de echipă, perseverența și creativitatea, oferind o experiență unică copiilor cu vârsta de peste 3 ani și părinților lor. Anul acesta, Festivalul Filmului European are loc până pe 8 iunie și propune un program generos de 41 de filme de lungmetraj, din care 31 în premieră națională, validate festivalier cu asupra de măsură. Marele premiu de la Salonic, Marele premiu de la Carlo Vivari, Marele premiu de la San Sebastian, Marele premiu de la Cinema du Réel, Marele premiu de la Doc Lisboa. Li se adaugă câștigătorii secțiunilor Encounters de la Berlinale și Un certain regard de la Cannes. În sfârșit, cel mai bun documentar de la Sarajevo, câștigătorul Ursului de Argint la Berlinale și câștigătorul premiului pentru cel mai bun regizor la Veneția Orizonti. Ediția 2024 a Festivalului Filmului European confirmă o realitate incontestabilă și totodată un lux, unul care poate părea minor, dar nu mai puțin un lux, dacă îl privim prin antiteză cu trecutul. Avem liber la filme. Cea de-a 17-a ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest, cel mai important eveniment al industriei editoriale românești, care a reușit să capete o dimensiune internațională marcantă, își va deschide porțile pe 29 mai la ora 10. Reduceri spectaculoase, circa 1 milion de volume, dintre care 3.000 de titluri noi, peste 300 de lansări de carte și dezbateri, inclusiv evenimente dedicate copiilor cu participarea celor mai îndrăgiți autori români, mese rotunde dedicate stării culturii scrise, proiecții de filme și recitaluri muzicale, toate îi așteaptă pe vizitatorii Bookfest 2024. Evenimentele vor avea loc atât la standurile expozanților, cât și în cadrul locurilor special amenajate în cadrul Bookfest. 3 scene, 2 cafenele, un spațiu pentru filme și un stand dedicat copiilor, Bookfest Junior. La fel ca la toate evenimentele Bookfest, intrarea publicului va fi liberă atât în cadrul salonului de carte, cât și la toate evenimentele și proiectele interactive programate pe durata acestuia. După cum v-am promis, să-l avem aici alături de noi pe Silvan Cimpoeșu, arhitect. Bună dimineața! Bună dimineața! Mulțumesc că ai acceptat invitația mea! Mulțumesc că m-ați invitat aici! Haideți să începem cu scurtă istorie despre tine, să ne povestești despre pasiunile tale, că înțeleg că ai foarte multe, să ne povestești despre decizia ta de a da la facultate în Marea Britanie, cum a fost și să ne spui lucruri despre tine pe care, evident, vrei să le împărtășești cu noi astăzi. Ok. O să încep cu dansul. Am început să dansez la vârsta de 4 ani și erau mai mulți sporturi atunci, era dans, tenis, karate. Le-am început pe toate și după 5 ani cam așa am avut de ales pe care îl voi practica de performanță și a fost dansul de performanță, dans sportiv. Am dansat până la vârsta de 18 ani, deci cam toată viața mea este ceva ce mă definește. La școală totdeauna era cel care dansează la serbări, cel care dansează la petreceri. Cel care dansează. Da, cel care dansează, băiat care dansează. Și s-a dovedit că acest atu este folositor și în alte domenii. Cum s-a dovedit asta? Când am plecat la facultate în Anglia,
Am aplicat la mai multe facultăți și unele cereau portofoliu, altele te invitau la interviu, altele aveau un examen să-l faci tu acasă și să-l trimiți prin poștă sau examen fizic la Cambridge. Dar facultatea care mi-a plăcut mie cel mai mult, Bartlett, în cadrul UCL, University College London, m-a invitat la interviu și nu au fost interesați de ceea ce desenam. Au fost interesați de orice altceva, numai nu desen. Wow, cum? Este o școală mai experimentală, pot să zic. Nu urmărește standardele arhitecturii sau educației în arhitectură și ei sunt interesați să aibă oameni unici care nu pot fi înlocuiți. Nu este important să știi să desenezi sau, ok, trebuie să știi să vezi în spațiu, să vadă să ai tehnică. O înțelegere, dar nu desenezi de mână decât în anul întâi și după aia totul devine digital. Poți să, dacă vrei, continui tu cu desenul de mână, dar practic tu trebuie să ai abilitate, dar nu trebuie să fii perfect în tot ce ține de perspectivă, ce am învățat în Iași înainte asta, să plec. Adică pregătirea lungă pe care ai susținut-o pentru arhitectură, pentru că toată lumea vorbește despre cu cât de mult timp înainte trebuie să te pregătești, cât de grea e admiterea și cât de mult trebuie să te focusezi doar pe asta. Adică nu ai cum să ai un plan B sau ceva, pentru că trebuie să-ți investești tot timpul acolo. Cum a fost pentru tine întâlnirea asta în care ți s-a zis, da, uită tot, uită absolut tot ce ai făcut și o luăm de la zero, dansează-ne. Eu n-am fost de acord cu multe chestii pe care le-am învățat în liceu sau în pregătirea mea pentru facultate. Am fost nevoit să le fac, obligat, dar mi-am dat seama că nu aia este direcția în care se va duce arhitectura din ceea ce știam eu. Neavând pe nimeni arhitect, aproape nu cunoșteam pe nimeni. Din ce intuiai, bănuiesc? Intuiam o evoluție care s-a dovedit după 7 ani de stat la Londra că cam aia e direcția. Nu știam eu unde mă duc sau ce o să urmeze, dar asta o să povestesc imediat care este approach-ul față de studenți și față de educația în arhitectură. Dar am fost la examen acolo și m-au întrebat ce îți place să faci, de ce ești tu special, cum ai vedea tu arhitectura. Și am spus clar, văd arhitectura prin mișcare. Toată lumea vede în desene, randări sau perspective. Eu am spus nu, eu o văd prin mișcarea într-un spațiu. Și chestia asta le-a plăcut. Le-a plăcut, pentru că este o chestie mai puțin palpabilă. Să înțelegi un spațiu prin modul în care te miști sau prin modul în care circuli în acel spațiu e foarte diferit față de un plan. Ceea ce se aplică și la clienți, dacă îi arăt cuiva o clădire, o imagine, o randare, zice ok, nu prea înțeleg. Dar dacă începi să-i povestești cam cum te-ai simțit tu când intri, când ieși, când intri, ce vezi primul lucru, ce te uimești în fața ochilor, deja prind gustul că, mamă, s-ar putea să fie interesant spațiul ăsta, ar fi o chestie probabil mai specială. Probabil mi-ar plăcea să mă mișc prin spațiul ăsta. Exact. Și asta am simțit-o pentru că am făcut dans și totdeauna la dans. Mergeai la concursuri, alte concursuri în alte orașe, în alte săli de sport. Niciodată nu arăta la fel. Și trebuia să te adaptezi mereu spațiului. Da. Trebuia tot timpul să fii pregătit, să-ți aduci aminte că singurul punct de contact este partenera. Sunteți doar voi doi. Ringul poate fi mai mare, mai mic, luminile mai sus, mai jos, publicul aproape departe, dar singurul punct de contact e partenera și contactul tău cu podeaua, da? Și de acolo pornește tot dansul, ăla e singurul reper. Și asta e singura certitudine. Exact, singura certitudine, că stai undeva cu picioarele pe o podea și că ai partenera lângă tine. În rest totul se schimbă și mergând în fiecare weekend de la 5 ani până la 18 ani la concursuri cu tata sau cu mama sau cu antrenorii, am dezvoltat această înțelegere a spațiului prin mișcarea mea acolo. Cum intru, unde-s vestiarele, totdeauna știam clar unde-i apa, unde-i mâncarea, unde-s papucii, unde-s costumațiile. Pentru că îmi cream în cap o mică hartă, să zic așa, despre care am aflat după aia la facultate, cum se cheamă în termeni mai științifici. Și cum se numește în termeni mai științifici? Eu aș spune un mind map. Ok. Am avut cursuri și despre recunoașterea sau înțelegerea noastră
a unui spațiu, cum se formează ideea de spațiu în, în mintea noastră. Adică un spațiu pe care eu îl consider într-un fel, tu ai să-l consideri în complet altfel. Da, și de asta depinde modul în care experimentez orice loc din lumea asta. E perspectiva în care intri în acel loc, cum îl înțelegi dacă îl vezi deasupra, din față, de desubt, totul schimbă. Și asta e ceva ce am învățat și la facultate, în 5 ani de facultate și unul de practică. Am învățat că, mai ales la facultate, am învățat că modul în care prezinți o clădire poate să o facă mai successful sau poate să o strice. Da, poate să o facă mai atractivă, adică dacă tu prezinți o clădire doar dintr-o perspectivă, în loc să încerci să faci o perspectivă cât mai largă sau mai multe puncte de vedere, evident o să aibă o mare parte din public care nu o să o placă, pentru exact. Că e doar o perspectivă. Exact. Vreau să te întreb acum, după 5 ani de facultate și unul de practică, ai spus, da. Cum de te-ai întors în România, în Iași? Eu am plecat din Iași pentru facultate. Doar pentru facultate. Da. Deci nu a fost o chestie că nu-mi place viața în Iași sau nu-mi place, nu știu... Viața în România, viața în România. Traiul sau... Deci România, după 5 ani, și cred că majoritatea oamenilor care pleacă sunt de acord chestia asta, că România este o țară foarte frumoasă și are multe chestii pe care străinătatea nu le are. E acasă, în primul rând. Adică... Da, e acasă, bunici, părinți, mâncarea prieteni, de acasă. Exact. Dar și țara în sine este foarte estetică, să zicem așa, din punct de vedere al naturii, în principal. Da. La orașe mă rețin, dar natura are un foarte mare potențial. De ce am plecat este sistemul de învățământ al, în arhitectură. Păi tocmai, după cum ai spus de admiterea la facultate și cât de mult își doresc oamenii de acolo să cunoască candidatul, să cunoască mai mult decât aptitudinile lui în arhitectură, să cunoască omul care le vine în față, lucrul ăsta încă nu se întâmplă la noi. Și știm bine că nu se întâmplă. Sperăm să se întâmple. Să sperăm că o să se întâmple în viitorul apropiat. Sunt noi, din anul 1 până anul 5, niciodată n-am avut examene. Nu există examen cum îl percepem noi în România, că îți dă o planșă, desenează, trimiți și se compară. Deci totul este făcut pe student. Fiecare student are un proiect individual pe care îl dezvoltă cum vrea el. Tema, contextul, situ, locația unde este proiectul, ți-o alegi sau poate să fii la comun cu grupa ta, dar niciodată nu există. Toată lumea trebuie să facă acum o perspectivă la un punct și vedem care e cea mai bună. Nu, dacă tu simți să faci o diagramă, colegul tău simte să facă o schiță de mână, vine un coleg cu un model digital făcut în Rhino, un model de un program de modelare 3D, toate pot fi la fel de bune și niciodată nu sunt comparate. Asta este. Pentru că niciun arhitect nu a fost la fel ca altul. Exact. Și nici n-ar trebui să fie. N-ar trebui să fie. Am avea... Totul ar fi la fel peste tot. Îți dai seama, de la țară la țară totul ar arăta la fel. Adică de ce am vrea să impunem un șablon? Exact, exact. E foarte tare tipul ăsta de educație și vreau să te întreb, am înțeles, tu niciodată n-ai vrut să pleci din Iași în ideea în care să te stabilești în altă parte sau pentru că nu-ți plăcea cum e aici, dar totuși nu te-a convins nimic din străinătate, din Marea Britanie, nu te-a convins nimic să rămâi acolo, că poate ai mai multe oportunități, poate o să faci mai multe lucruri, poate munca ta o să fie mult mai apreciată acolo. În secunda de față, eu nu m-am întors în Iași. Ok. Și tot pentru că Londra m-a convins să rămân, exact din motivele pe care le-ai menționat. Există o deschidere foarte... N-are limite această deschidere. Adică există, datorită faptului că fiecare arhitect în mod e unic, să zicem, sau e nu există la fel, autentic, da. Fiecare student are șanse să ajungă la un arhitect pe același stil cu el. Exact. Există competiția că toți vrem la anumite firme mari care sunt bine văzute, dar am colegi care au găsit arhitecți pe stilul lor
Și sunt foarte mulțumiți cu faptul că nu trebuie să facă ceva obligatoriu, lucrează în același limbaj, vorbesc de limbaj arhitectural, limbaj estetic, și chestia aia îți dă o satisfacție, pentru enorm. Că nu trebuie să faci ce fac alții. Faci ceea ce ai tu în cap, viziunea ta, și ai, poate ai norocul să găsești clienți care să-și dorească ce faci tu. Iar chestia asta nu știu încă dacă este posibilă acasă, dar, de exemplu, eu acum am venit și am făcut această instalație în cadrul Romanian Creative Week și a fost primul proiect în România al meu personal, și am simțit o deschidere super, adică a fost foarte o atitudine foarte optimistă în ideea că ok, am prezentat ideea de proiect, după care am început să găsim materiale, să ne gândim la coreografie, instalația fiind cu dans contemporan, toată instalația este făcută custom, să zic așa, foarte ca o haină pe măsura fiecăruia. Perfectă pentru spațiu, acest spectacol. Pentru spectacol și pentru spațiu. Dacă ai fi luat această instalație și ai fi pus-o în altă parte, n-ar mai fi fost același impact și coreografia s-ar fi schimbat. Din nou, cred că această atitudine față de proiecte ar trebui să existe mai mult în România, în ideea că fiecare sit are ceva unic care poți să îl faci wow, cum zicem noi. Da, poți care să fie perfect într-un anumit spațiu, adică da. Și în grădina botanică în cazul da, acesta. Nu poate fi replaced, nu poate fi înlocuit cu altceva care să arate la fel. Iar chestia aia, în momentul în care atingi, zic eu, un nivel în care proiectul tău este atât de precis pentru acea locație, devine special și nu mai poate fi comparat, nu mai poate fi categorisit, devine ceva în sine. Instalația noastră de artă, zicem noi că poate trăi și fără noi, pentru că există acolo și lumea deja, în primul weekend de prezentare și primul weekend de spectacole, lumea deja simțea că, wow, parcă e de aici. Parcă face nu parte deranjează. Din spațiu și nu s-ar da. Putea întâmpla nimic fără ea, da. Să spunem. Nu deranjează, nu e în plus, nu e nici în minus, nu strică. Aduce un plus valoare. Da, da. Povestește-ne acum despre instalație per total și despre coreografie, ai spus. De ce te-ai ocupat tu 100%? Cu echipă, evident, adică okay. Îmi dau seama. Okay. Știu că niciodată n-am nu e vorba nimeni. De tine da. 100%. Noi avem un club de dans pentru copii, dans, modeling, teatru și balet și dans contemporan. Dans sportiv în principal, dar avem ore private de dans contemporan și balet la Careli. Având echipa de copii, coordonată de Carina și Georgiana, cu ideea mea de a construi ceva natural, am folosit numai lemn și sfoară, zic eu, elemente naturale, foarte sustainable, cum da, zice sunt, toată lumea, da. Sustenabile, și împreună cu Georgiana și cu partenerul ei, Andrei, am creat o instalație adresată tuturor vârstelor. Instalația vorbește despre energia vieții care putem spune că e circulară, dacă ne gândim la naștere, adolescență, vieții. Moarte și din nou naștere. Andrei și Georgiana sunt principalii dansatori pe scena Amfiteatrului din Grădina Botanică, iar până ajunge la momentul principal, avem copiii din cadrul Careli, iar acești copii sunt descoperiți cu publicul. Mă refer, publicul nu se așează. Okay. Publicul este invitat în instalație și este condus de povestitorul nostru. Avem doi povestitori care sunt o fetiță de 5 ani și o fetiță de 6 ani, cred. Ce drăguț. Ei sunt povestitorii care încep de la naștere, ajung la prima dragoste, ajung la 18 ani, la adult și după devin spectacol la propria lor viață, care se întâmplă pe scena amfiteatrului. Wow. Iar la final, tot spectacolul nu este un spectacol standard, să zic.
în ideea în care viața pleacă din scenă, pleacă copiii, pleacă adulții și pleacă și povestitorul odată cu ei. Wow, deci rămâne așa în aer. Da, rămâne la înțelesul, să înțeleagă fiecare ce vrea ce simte și ce simte. Am avut multe lacrimi în weekend, oamenii erau foarte emoționați, am avut și fotografi care ne-au spus că nu mai puteau să se uite în obiectivul de la cameră pentru că lacrimau. Noi spunem că a fost un succes, de asta invităm și în weekendul următor, 24, 25, 26, în Grădina Botanică, în jurul prânzului. Sunt multe ore care sunt afișate pe internet, pe website, și sperăm să impresionăm mai multe lume în următorul weekend. Vreau să te întreb acum legat de apariția aceasta în România, în Creative Week. Tu acum ai venit în țară special pentru acest demers, nu? Da. Crezi că dacă ar fi mai multe demersuri în acest sens, ai veni înapoi? Da, da. Da, crezi că acest tip de demers te poate ține aici? Nu mă poate ține aici, dar mă poate face să mă întorc acasă, din când în când. Din când în când. Da. Opinia mea în secunda asta este o gândire foarte diferită față de ce am învățat la școală, este faptul că poți trăi în mai multe locuri și datorită facilităților, avioane, programe flexibile, artiștii și arhitecții pot fi prezenți, nu în același timp, dar pe rând, în mai multe direcții. Oh, da. Și chestia asta, faptul că sunt la Londra, vin în Iași, mai vizitez monumente arhitecturale sau orașe, pentru că nu trebuie să mergem neapărat să vizităm o clădire. Putem să înțelegem un oraș și aduce foarte multă valoare unui arhitect să înțeleagă cum funcționează un oraș. Iar faptul că merg la Londra, mă întorc la Iași, iar plec, cumva creează o imagine să înțelegi ce e bine într-un loc, ce nu funcționează în alt loc, cum ai putea să folosești ce ai învățat, de exemplu, la Londra, să aplici la Iași, dar în același timp ce am învățat la Iași să aplic la Londra, pentru că există această diferență, da, și noi avem niște lucruri încă existente, tradiționalul românesc și modul sustenabil de a trăi în zona rurală a României, după care oamenii din alte țări visează sau își doresc, wow, ce fain ar fi să ne întoarcem la toalete ecologice. Sau la case de lut. Sau la casele care nu consumă energie. Da. Și noi încă avem chestia asta, există o șansă, există o oportunitate foarte mare ca să valorificăm acest lucru. Să nu ne mai gândim că tot ce ne dorim sunt clădiri moderne, cum am văzut la Londra, Paris, Viena, și că avem ceva care are valoare în sine. Iar dacă am putea valorifica aceste lucruri tradiționale românești, am fi, așa cum mergem în Italia, în Grecia, ar fi ceva unic după care toată lumea s-ar duce, ar lua avioane, ar face turism ca să viziteze ceva ce n-ai văzut nicăieri. Știi că tocmai ai făcut o afirmație care, în general, e văzută de noi ca români care locuim în continuare în România ca fiind înapoiată. Adică, adică în continuare sunt aceste gândiri că lucrurile astea care se întâmplă în spațiul rural sunt înapoiate. Când de fapt, uite că vii tu cu această afirmație care ne spune că de fapt, ia hai să băgăm noi mai mult în seamă ce se întâmplă în spațiul rural și să ne bucurăm de asta și să o transformăm în, hei, haideți să ne vizitați, că suntem și noi, avem și noi ce vizita. Avem nevoie de modern, dar acel modern, părerea mea, trebuie să funcționeze neapărat cu existentul tradițional. Asta este din nou ceva ce am învățat la facultate, că nu dărâmăm tot, facem numai chestii noi și vai ce frumos. Nu, există un value în ceva existent pe care trebuie să-l iei, să-l dezvolți ca să creezi ceva nou, dar acel nou trebuie să pună în evidență ce era deja existent într-un sit sau într-un oraș. Eu îți mulțumesc tare mult că ai fost astăzi și ne-ai povestit despre tine. Vreau să repetăm acum pe final să ne spui unde va avea loc performance-ul și instalația ta și unde te pot vedea telespectatorii. Instalația noastră este în Grădina Botanică, se numește Inside Out Emotional Energies.
Vineri la ora 3, 4, 15, 16, sâmbătă la ora 11, 17 și 18 și duminică la ora 13, 14, 30 și 16. Iar eu pot fi găsit pe rețelele de socializare după numele meu, iar echipa noastră cu toți copiii prezenți din spectacol Georgiana putem fi găsiți în cadrul clubului Careli. Mulțumesc mult și abia aștept să revii în țară și cu alte lucruri. Mulțumesc pentru invitație. Dragi telespectatori, acum haideți să urmărim împreună horoscopul zilei de astăzi. Berbec. Astăzi, energia ta explozivă ar putea fi canalizată în direcția creativă. Experimentează cu arta sau alte forme de exprimare personală. Este o zi în care poți găsi inspirație în cele mai neașteptate locuri. Taur. Taurii ar putea fi surprinși de o oportunitate financiară astăzi. Fii atent la idei inovatoare sau la posibilitatea de a investi în ceva care să-ți aducă beneficii pe termen lung. Gemeni. Astăzi, gemenii sunt înclinați spre aventură și schimbare. Ieșiți din rutina zilnică și încercați ceva nou. Poate fi o activitate sportivă, o excursie sau chiar o schimbare în modul în care abordați problemele. Rac. Racii ar putea avea parte de o zi de intimitate și conexiuni profunde. O discuție sinceră cu o persoană apropiată ar putea aduce înțelegere și armonie în relația voastră. Leu. Astăzi, leii sunt chemați să se concentreze asupra dezvoltării personale. Fie că este vorba de învățare, explorarea unor noi abilități sau chiar planificarea unei călătorii, investiți în evoluția voastră personală. Fecioară. Fecioarele ar putea fi încurajate să împărtășească cunoștințele lor astăzi. Fii deschis să împărtășești sfaturi sau să te implici în activități de mentorat. Generozitatea ta poate avea un impact semnificativ asupra altora. Balanță. Astăzi, balanțele sunt înconjurate de o energie socială pozitivă. Implicați-vă în activități de grup, socializați și bucurați-vă de conexiunile cu cei din jur. O întâlnire neașteptată ar putea aduce o schimbare plăcută în viața ta. Scorpion. Scorpionii ar putea simți nevoia de a-și dedica timpul și eforturile pentru binele comunității. Implică-te în proiecte caritabile sau voluntariat pentru a aduce o schimbare pozitivă în lume. Săgetător. Astăzi, săgetătorii ar putea simți dorința de a explora aspectele misterioase ale vieții. Investigați subiecte spirituale, mistice sau metafizice care vă intrigă. Acest exercițiu intelectual vă poate deschide perspective noi. Capricorn. Capricornii sunt încurajați să-și petreacă timpul în mijlocul naturii astăzi. O plimbare în aer liber sau o activitate în natură poate aduce liniște și claritate mentală. Întoarce-te la rădăcinile tale pentru a găsi echilibrul. Vărsător. Astăzi, vărsătorii ar putea simți inspirație în domeniul artistic. Luați o pauză și permiteți-vă să creați sau să apreciați arta sub diferite forme. Astfel veți alimenta pasiunea voastră și creativitatea. Pești. Peștii ar putea avea o zi plină de surprize și aventuri. Fii deschis la oportunități neașteptate care pot aduce un sentiment de entuziasm în viața ta. Fiți curajoși să explorați necunoscutul și să vă bucurați de călătoria voastră personală. Dragi telespectatori, vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de noi și vă invit și mâine dimineață la aceeași oră. Zi cu soare!